O întâlnire cu o sumă de valori, de principii și mai ales de credință, pe care o reprezintă întâlnirea cu preot profesor George Remete. În puținul timp de când a trecut de la primul meu contact cu domnia sa, am aflat totuși că părintele George Remete are mulți prieteni cunoscuți aici la noi cu Gir, unii foști studenți sau doctoranți. Ne bucură că ne-a ales dumnealui pentru această primă lansare aici la Cugir, pentru că așa cum îmi mărturisea mai devreme părintele, astăzi a ieșit această carte de la tipar, este proaspătă, primele 100 de exemplare sunt aici la Cugir și abia apoi vor urma alte orașe, Cluj, București și așa mai departe, lucru care nu poate decât să ne onoreze și vă mulțumim mult. Pentru noi toți, dar mai ales pentru acei dintre noi care îl cunoaștem mai puțin pe părintele George sau de mai curând, o să încerc, o să mă străduiesc să mă achit cât mai bine de frumoasă, dar extrem de dificilă sarcină care mi-a fost încredințată și aceea de a rezuma în câteva cuvinte o activitate de o viață, o viață pusă în slujba credinței, a comunității și în egală măsură a învățământului. Cu toate acestea și toate acestea sunt completate de o activitate științifică extrem de bogată pe care preot profesor George Remete a desfășurat-o de-a lungul timpului. Așadar, preot profesor George Remete s-a născut în anul 1954 în județul Sibiu și a fost cadru didactic universitar, specialist în domeniul științelor umaniste, în special teologie. A fost profesor universitar atât la București, cât și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia și director al școlii doctorale domeniul teologie, unde încă în prezent ne bucurăm că mai desfășoară activitatea. Este licențiat în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, promoția 1974-1978, imediat după aceea urmând și studiile doctorale cu teza Sfintele Taine în contextul dialogului ortodox-luteran, o lucrare care desigur apoi a fost și publicată la Alba Iulia în două ediții succesive, în 1999 la editura Arhiepiscopiei Ortodoxe și în 2009 la editura Reîntregirii. Din anul 1985, părintele George Remete a fost preot paroh la parohia Sebeș. Însă activitatea de cercetare științifică a domniei sale s-a concretizat într-o serie extrem de consistentă de cărți, de studii, comunicări și articole publicate de-a lungul carierei. Am încercat în ultimele zile să mă informez cât mai mult asupra acestei activități științifice și estimam din toate sursele găsite undeva peste 10 titluri. Și ceva mai devreme discutând, părintele mi-a mărturisit că este al 19-lea titlu, cel care este astăzi prezent la Cugir, respectiv domnul. Traseul academic din ultimele decenii știe că toate cărțile prin profesor s-au livit din insomnii, din doruri, și au prins în fermă molisitor al învățării față de acest subiect. Un simț deosebit al elanurilor, ferindu-se instinctiv de pericolul drumurilor bătătorite, într-o nestatornicie peremptorie, părintele Remete aspiră ingenul la plinire, la blindajul propriilor certitudini cu credință în credință. N-am văzut în ultimii ani la părintele George Remete o revenire a viziunii, o neparticipare, un abandon, un gol al comunicării, chiar dacă a scris toate tratate premiate de Academia Română. Cu acest volum însă a scormonit frământările tainice ale omului cu o energie care o definește într-un proiect ce are ca dată de pornire cuvântul dor. Peregrin prin propriile doruri, explorând sensul tainic al acestui cuvânt, rupând, descompunând, asamblând, ascultându-și obstinând vocea interioară, căutând și găsind profunzimea,
desprins de ordinea care impune noțiuni și o sete endemică de cunoaștere, Părintele Profesor destramă lumea statică și ne convinge prin acest volum că Dorul este al doilea suflet al românului și nu trebuie să-i vedem doar valoarea artistică, ci trebuie afirmat ca ființă artistică, filosofică și teologică. Până și deismului Blaga e o tânjire după curțile Dorului, hegelianismului Constantin Noica sau Dumitru Roșca și el Dor, după devenirea într-o ființă, sigur, același cu Dorul Întunezirii din teologia Părintelui Dumitru Stăniloae. Intraductibilitatea Dorului este același lucru cu a înțelege intraductibilitatea neamului românesc. Pentru că Dorul este și o valoare generală umană, dar și una specifică neamului nostru. Ne permite chiar să afirmăm ca unicitate a neamului. Recurgând la diferiți autori, opere, poezii cunoscute, doine și balade, Părintele Profesor încarcă cu sens cuvântul Dor, parcă împlinind porunca schimbă-te în cuvinte, precum îl zic. În această mișcare pe verticală distingem trei părți ale volumului. Prima și ultima cu 6 capitole, cea de-a doua cu 4 capitole, toate treflate pe cunoștințe teologice, filologice, cu exemplificări din Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru sau Constanța Buzea. În primul capitol, Dorul, ființa artistică supremă. Este surprins Dorul ca suferință și boală, dar ca suferință a celor aleși, boală divină, pierderea acestei suferințe fiind căderea pământesc. Dorul care se revendică ca substanță și persoană și depășește stratificația din capitolul al doilea, unde Părintele Remedie găsește probe pentru caracterul profund personalist al Dorului. Aici Dorul exprimat prin persoană este infinit superior celui exprimat prin natură. Ele în niciun caz nu sunt complementare. În mod semnificativ, următorul capitol ne prezintă felurile dorului, de la dorul geografic la dorul de părinți, de origine, de împlinire, de fericire, dorul de ducă, după cei morți, sau de sacru, adică de absolut, care e și dinamismul maxim al omului. În primul rând vreau să mulțumesc doamne directoare, pentru că știe mai multe despre mine decât știu eu. Multe le-am uitat și mi le-am dus la minte. Am rămas pur și simplu șocat de câte știe despre mine. Le-a spus numai pe cele bune. Nu le-a spus. E bine, e foarte bine. Am fost foarte, foarte impresionat. Pentru că multe le-am uitat, vă dăm seama. Nu știa că sunt așa de grozav. Le-am dus la minte tânsa. Da, mulțumesc foarte mult. A fost un efort incredibil pentru mine. Mulțumesc Părintele Lucie Botani pentru că nu numai că ne-am amintit de vremurile trecute când eram mai tineri și plin de speranță și de dor, ci văd că am rămas tot activ și cu încredere, cu optimism, cu aceea speranță neînfrântă că avem o misiune de făcut și putem să o facem pe pământ. Nu știu dacă e potrivit să spun eu, dar asta probabil că așteptați de la mine totuși să spun câteva cuvinte. Nu mi-a plăcut totdeauna să vorbesc despre cărțile mele, cred că e bine să vorbească ele. Dacă ele nu vorbesc destul de bine, degeaba vorbește autorul. Dar totuși, pentru că am venit aici și sunt bucuros să fim împreună, pot să vă spun că ideea aceasta e veche, e foarte veche, poate chiar de când m-am născut, n-ar fi imposibil să fie chiar de atunci, pentru că sentimentul acesta al sublimului și absolutului Dorului, ca valoare supremă care există, l-am avut de când am fost copil mic, de când eram mic și m-am născut la sat și aveam vreo 3-4 ani și vara dimineața mă sculam în picioare goale și fugeam pe un delușor din apropierea casei părintești să văd cum răsare soarele.
Și vedeam și turmele de oi cum ieșeau la păscut, așa ca un râu nesfârșit. Și pentru mine a fost, cum să spun eu, imaginea cea mai mare, cea mai impresionantă pe care am avut-o vreodată și care a rămas în mine, așa cum am scris și în carte. Deci, ideea e veche, să zicem, n-a fost să fie decât în loc să scriu împătimit de dor la 20 de ani sau la 30 sau la 50, am scris-o la 70, așa a fost să fie. Da, poate că sunt mai tânăr la 40 decât am la 20. Aș dori să-mi spuneți câteva cuvinte legate de evenimentul de astăzi la Cugir. Este vorba de lansarea ultimei mele cărți, Dorul, condiția românească a ființei. Vreau să spun că este chiar premieră, e prima lansare a acestei cărți aici la Cugir. Și cred că va fi foarte frumoasă, foarte reușită. Pentru că am întâlnit oameni deosebiți, foarte binevoitori aici și foarte deschiși. Despre ce e vorba în carte? E vorba despre ideea aceasta, despre valoarea aceasta românească, dorul, pe care eu o cred cea mai importantă, cea mai puternică, sublimul spiritualității românești. Așa o cred, și specificul și sublimul în același timp. Și pentru că e ușor să constatăm că e nu numai, să zicem, neglijată, dar chiar subapreciată, pentru că unii din cei mai mari gânditori ai noștri, precum, de exemplu, filozoful Constantin Noica, spunea că trebuie să scăpăm de dor. Să terminăm cu dorul, chiar așa spune, să terminăm cu dorul, pentru că ar fi numai o categorie a inimii și nu a minții. Ar fi numai o simțire și nu o idee. Și motivarea acestei cărți, ideea acestei cărți, tocmai aceasta este, că dorul nu e numai o valoare artistică, ci este și filozofică și teologică. În același timp și este chiar supremul spiritualității umane. Câte cărți aveți până în momentul de față sub semnătura? Sunt mai multe, nu-mi place să pomenesc de numărul lor, pomenesc doar câteva titluri pentru că țin la ele. Am scris o carte despre tăcere, Cunoașterea prin tăcere, se găsește la editura Reîntregirea din Alba Iulia, în 3 volume, de asemenea o carte despre Iisus Hristos, pentru că la fel mi se pare cel mai important lucru pentru credința, pentru sufletul, pentru destinul omului, Iisus Hristos, iubirea trădată, tot în 3 volume, la editura Paideia din București. Se găsește la editura Paideia și, de asemenea, ce să mai spun, am mai scris tot o carte, Ființa și credința, un fel de panoramă filozofică și teologică asupra existenței, tot la editura Paideia din București. Aproape toată lumea crede că dorul este o excepțională valoare artistică. Însă, ideea acestei cărți este tocmai că, deși ne cucerește la prima vedere valoarea artistică, fața artistică a dorului, pentru că este încântătoare, minunată, acaparantă, cuceritoare, totuși trebuie să privim mai adânc și să vedem că dorul nu este numai simțire, ci este și gândire, cugetare, idee, este idee filozofică și teologică. Este o profunzime nu numai de simțire, ci și o înălțime excepțională de gândire. Я думаю, что это очень важно.
Dacă unii pe picioare, nu poate să vedeți doar că ai carge, dacă unii pe picioare, nu poate să vedeți. Asta e reacția.